În perioada următoare, cele trei centre de vaccinare din municipiul Roman vor funcționa după alt program care va fi stabilit de Direcția de Sănătate Publică Neamț, după ce în ultimele luni tot mai puține persoane s-au prezentat la centre pentru a se vaccina. Primarul municipiului Roman a declarat că angajații din centre au fost plătiți chiar dacă centrele nu au fost folosite la capacitate maximă. Își vor menține activitatea în continuare în același fel și în perioada următoare, săptămâna următoare, deși este într-o analiză la nivelul Direcției de Sănătate Publică, posibilitatea reașezării programului, având în vedere adresabilitatea foarte mică, faptul că centrele nu sunt folosite la maxim, deși sunt alocate sume, vă dați seama, toți cei care sunt în activitate acolo sunt remunerați, sunt alocate sume pentru treaba asta, iar într-o zi în care ai doar câteva vaccinări, se poate considera că nu ar fi neapărat util, de aceea îndemn pe toată lumea să profite de acest lucru, de faptul că vaccinul este gratuit și vedem cu toții că noul val nu este chiar atât de, să zic eu, ușor, este un val care se pare că vine cu putere, iar gravitatea cazurilor este mai mare. De aceea rugămintea mea este să încercăm să ne vaccinăm cât mai mulți. A început și anul școlar și lucrul în comunitate devine și trebuie să fie, să se facă cu precauție și să fim cât mai mulți vaccinați. În weekendul trecut, la cele trei centre de vaccinare din oraș s-a prezentat un număr mic de persoane. Sâmbătă au fost administrate 58 de doze la doar două dintre centre, iar duminică au fost administrate 84 de doze de vaccin.